Mă bucur și eu personal în această dimineață să fiu la biserică și, cum spuneam, o atmosferă binecuvântată în care ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu, o atmosferă în care ne-am bucurat de dragostea lui Dumnezeu. Bineînțeles, ca om, uneori te pregătești, uneori îți scrii niște lucruri pe foaie. Și parcă așa vine Duhul Sfânt care cunoaște toate lucrurile și vorbește despre niște stări ale unor oameni care intră aici. Și parcă, pe de o parte, îți dă toate gândurile peste cap și spui, totuși, sunt persoane care vin la biserică și se confruntă cu anumite situații, totuși, sunt persoane care încă duc anumite lupte în viața lor. De fapt, dragii mei, suntem pe acest pământ și avem de dus o luptă. Aceasta este realitatea. Problema este uneori că ne închidem în carapacea vieții noastre și nu mai acceptăm să fim ajutați de oamenii din jur. Și uneori Dumnezeu ne vorbește deschis. Vedeți că a fost un cuvânt profetic deschis, mai direct. Deși întotdeauna mi-aș dori așa, asta e și rolul prorocului, să descopere tainele inimii, adică să descopere lucruri care eu ca om nu m-am gândit niciodată la ele. Mai ales un om care nu s-a confruntat niciodată cu alcoolul. N-am băut niciodată, am avut harul acesta. Dar am întâlnit oameni care au băut, am întâlnit oameni care au anumite dependențe și spuneam, nu, nu-ți nu doresc. Nu-ți doresc să te confrunt vreodată cu lucrul acesta. De aceea m-am gândit în această dimineață, Doamne, ce ar fi să las predica la o parte și să facem o rugăciune de smerenie, de pocăință și să cerem ajutorul Tău pentru persoanele care au nevoie, într-adevăr, de ajutorul și de atingerea Ta. Pentru că eu cred, dragi mei, că Dumnezeu nu e bucuros să viu la biserică și de mâine să încep înapoi cu viața mea și cu lucrurile mele. Eu nu cred că Dumnezeu e bucuros ca în fiecare duminică dimineață să vin aici și Duhul Sfânt vorbea că unii se confruntă cu răutatea, să scot sabia împotriva fratelui tău și nu numai. Eu nu cred că Dumnezeu e bucuros, dragi mei, dacă vii la templu și să fii o penina care să înțepi. Nu cred că e Dumnezeu bucuros. Și am zis, Doamne, oare de ce nu mai coboară focul Tău peste jertfă? Mă uitam în acest cuvânt, dragii mei, și mi-am intitulat mesajul o mântuire așa de mare. Și mă uitam la realitățile care le trăim în jurul nostru. Mă uit la viața noastră pe care o trăim pe acest pământ. Și mi-am dat seama că sunt trei entități de care Pavel aici vorbește înainte să intru în acest mesaj. Care dacă într-o biserică lipsește aceste trei lucruri fundamentale într-o biserică, acea biserică nu se mai poate numi biserică. Și Pavel aici, omul lui Dumnezeu vorbește despre cuvântul. Omul lui Dumnezeu vorbește despre implicarea Duhului Sfânt. Și omul lui Dumnezeu vorbește despre mărturirea lui Dumnezeu, ce spunea Sami. Și mi-am dat seama, dragii mei, că o biserică nu se mai poate numi biserică când conduita noastră, dragii mei, nu mai este cuvântul lui Dumnezeu. O biserică nu mai este biserică acolo unde nu mai este Duhul Sfânt prezent și unde Duhul Sfânt să însoțească cântarea, poezia, predica. Pentru că eu s-ar putea să predic, dar s-ar putea pe unii să, să doar să atingă anumite subiecte, doar să atingă anumite laturi. Dar cine cunoaște starea omului? Cine cunoaște lăuntrul omului? Acela este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Și ne rugăm în această dimineață la Emanuel, Doamne, cuvântul tău să aibă prioritate la Emanuel. Apoi implicarea Duhului Sfânt în viața bisericii. Eu nu văd o biserică unde să nu fie Duhul Sfânt. Și nu știu de ce uneori ne coborâm atât de jos performanța noastră, repetițiile și toate lucrurile care le facem. Eu cred că prioritatea întotdeauna ar trebui să fie Duhul Sfânt să fie prezent în adunare. Duhul Sfânt să fie prezent în predică. Duhul Sfânt să fie prezent în îndemnul care îl dau de 5 sau 7 minute sau în poezie pe care o dau. Și apoi, dragii mei, o biserică nu se mai poate numi biserica acolo unde Dumnezeu nu mai își ridică mărturii. Pentru generația care vine, dragii mei, spuneam și altă dată. Dacă noi ne-am mulțumit ca părinții să ne spună anumite lucruri, mă uit la generația care vine, ei așteaptă lucruri. Așteaptă lucruri extraordinare, așteaptă, cum spunea fratele Samuel Lucian, așteaptă să vadă minuni, așteaptă să vadă semne, așteaptă să vadă lucruri tangibile. Dacă te uiți în Cartea Faptele Apostolului, vei vedea Că Iisus Hristos însoțea pe ucenici cu putere. De aceea, în această dimineață, dragii mei, ar vrea să coborâm în noi, să fim sinceri cu noi. Am predicat recent și am avut câteva gânduri din psalmul 32 despre viclenie. Și mi-a pus Dumnezeu pe inimă să, să scot o predică și să vorbesc despre viclenie. Că spune la un moment dat David, ferice de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă păcatul și în duhul căruia ce nu este? Viclenie. Și am zis, întrebam pe frații de la Firențe, oare ce sinonim am putea găsi la viclenie? Voi ați auzit de oameni șmecheri, de oameni care vorbesc una și în inimă poartă altceva. Știți că Biblia spune că îți dă pace și în inimă știți ce poartă? În inimă s-ar putea să poarte războiul. Și am zis, Biblia spune la un moment dat că ferice David spune, ferice de omul care a Domnul uit, dar mai ferice de cel care, băi, sincer. Pentru că David, dragii mei, umbla cu șmecherii. David a fost un om care a umblat cu șmecherie și vă dau doar exemplu cu Batsheba când vine Urie și îl trimite pe Urie acasă ca să mușamalizeze toată, tot păcatul lui și toată starea în care el a, a căzut. Și nu numai atât. David umblă cu viclenie, umblă cu toate lucrurile acestea și David spune, Dumnezeu pedepsește viclenia și eu o întreb, într-o într vreme în care nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. În care știrile, dacă te uiți și asculți doar ieri, ascultam, până acum se vorbea indirect despre situația în care trăim noi, dar acum și cei din America și de, cei din Rusia declară direct, deschis, că probabil va fi un al treilea război mondial. Probabil. Până acum erau lucruri indirecte, nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Dar mă uit în Cuvântul Dumnezeu și știu că este ceva care nu trece. Este ceva pe care este scrisă istoria. Este pe ceva care Dumnezeu a consemnat toate lucrurile și lui Dumnezeu nu i-au scăpat lucrurile de sub control. Și eu spun, pe cine se merită mai mult să asculți? Oare pe oamenii acestei societăți sau se merită să te adâncești în cuvânt unde poți să găsești ceva care să-ți fie folositor mai devreme sau mai târziu pentru timpul și în istoria ce ne așteaptă în față? Că nu știm, dragii mei, cine are garanția zilei de mâine. Cine are garanția zilei de săptămâna viitoare că se va trezi dimineață? Nimeni, dragii mei. Nu avem garanția că peste o lună va fi pace și liniște. Că Biblia spune, când se va zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată. Nu avem garanțiile a zilei de mâine. Dar, dragii mei, biserica are o speranță, are o garanție. Este că Dumnezeu rămâne pe tron gloriei lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos, Dumnezeu i-a dat Fiului toată autoritatea. Și a dat toată stăpânirea și Evrei, capitolul 1, vorbește despre aceste lucruri, că un Dumnezeu care a vegheat asupra istoriei, un Dumnezeu care a creat pe om, care i-a pus anumite circunstanțe omului ca să-l caute pe Dumnezeu și un Dumnezeu care a vorbit omenirii, un Dumnezeu care a pus la dispoziție toate circunstanțele atenuante ca tu să-L po să poți cunoaște pe Dumnezeu, să nu te poți dezvinovăți într-o zi, să spui, Doamne, dar eu n-am știut. Și Evrei, capitolul 2, că vreau să mă apropie, că timpul e destul de înaintat de mesajul meu din această dimineață. Evrei, capitolul 2, el spune, de aceea, de ce toate aceste lucruri? Păi de aceea, datorită faptului că este un Dumnezeu suveran care stă pe tron, care e deasupra președinților, care este deasupra istoriei și nu numai că este deasupra istoriei, și ține istoria. Și mie, ca și copil al său, ca și om simplu care vin în fiecare duminică la dimineață, la biserică, îmi dă speranță, îmi dă curaj, să mă încred într-un astfel de Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată n-a părăsit pe, iubiții lui gloria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a știut să poarte și știe să poarte de grijă. Problema este, mă întorc la gândul acela care l-am avut. Oare se merită să, să, umbli cu viclenie? Oare se merită să umbli cu șmecherii? Oare se merită să te dai drept altul o mântuire așa de mare? Și aș vrea în această dimineață, dragii mei, să privim în cuvântul lui Dumnezeu care a fost reacția oamenilor. La toate aceste lucruri care Dumnezeu le-a pregătit, la aceste funii de dragoste al Dumnezeu care le-a întins de mii de ani și de 6000 de ani Dumnezeu le întinde de față de omenirii. Uitați-vă că noi suntem diferiți, spuneam. Și Dumnezeu a înțeles lucrul ăsta și a vorbit diferit. Că spunea capitolul 1 după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe feluri și în multe chipuri. La sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin fiul. Și Dumnezeu pregătește toate lucrurile, dragii mei, și a pregătit toate lucrurile. A pus îngerii lui Dumnezeu, vorbeam data trecută din capitolul 1 și spuneam că într-adevăr noi nu avem idee prea multă despre lumea îngerilor lui Dumnezeu, dar noi avem credință că credem în cuvântul acesta al lui Dumnezeu, că în evrei spune că să primiți bine primirea de oaspeți, că unii au găzduit fără să știe pe cine? pe îngeri. Unii au găstuit fără să. Nu avem dimensiunea pentru că suntem într-o natură limitată. Suntem în această fire pământească și nu avem capacitatea să vedem lumea lui Dumnezeu. Dar în Psalmul 91 spune că îngerul lui Dumnezeu ce face? Tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejde. Eu vă întreb, a văzut cineva vreodată? Nu, dragii mei, dar eu am credință că uneori Dumnezeu a trimis îngerul izbăvitor, glorie lui Dumnezeu peste familia ta, peste familia mea, Dumnezeu trimite Îngerul lui Dumnezeu. Deci un Dumnezeu care veghează, un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu care știe să poarte de grijă omenirii și un Isus Hristos care stă la dreapta Tatălui, apoi pune Îngerul lui Dumnezeu, care să, că așa să încheia capitolul 1, nu sunt toți oare duhuri slujitoare, trimese de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni ce? Mântuirea. Deci Dumnezeu pune la dispoziție toate lucrurile necesare ca tu într-o zi să nu te mai poți dezvinovăți. Problema unde este și unde o văd că ar fi o problemă, dragii mei? Că noi nu suntem conștienți 100% de armele care Dumnezeu ne-a lăsat în jurul nostru, de lucrurile care Dumnezeu te-a lăsat, că Biblia vorbește despre armele de lovire și armele de apărare. Deci Dumnezeu ne-a dat, dragii mei, și avem o armată noi suntem o armată, noi cu noi este Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Și cel ce este în voi, cel ce este cu voi, este mai mare decât cel ce este în lume, gloria lui Dumnezeu. Și Apostolul din Evrei spune de aceea, de aceea, datorită faptului că uitați-vă toate lucrurile analizați-le oameni buni studiați-le apropiați-vă cu o inimă sinceră și curată pentru că repet eu nu cred că Dumnezeu poate fi bucuros că eu vin duminică dimineață la adunare și apoi de mâine s-ar putea să încep cu aceeași viața mea nu-i bucuros Dumnezeu o mântuire așa de mare pentru că astăzi este cina Domnului dragi mei și ne aducem aminte că într-o zi Iisus Hristos a venit pe pământ Iisus Hristos ne-a vestit mântuirea. Iisus Hristos de bună voie și ne dimine și-a dat viața la Golgota. Și astăzi ne amintim de lucrul acesta. Și Apostolul scrie aici câteva lucruri, dragii mei, și vrem să vedem în această dimineață trei lucruri, trei reacții care au fost reacțiile oamenilor. Pentru că spuneam, dragii mei, și ce e interesant în Biblie când te gândești la mântuire, la această mântuire așa de mare, cum o, cum o explică și cum atât de frumos Omul lui Dumnezeu pune. Ce interesant în Biblie, dragii mei, că au fost unii care au căutat și nu au găsit. Dacă te gândești la tânărul bogat și te uiți la el, au venit în sinceritate, au pus întrebările corecte și te așteptai de la Domnul Isus să meargă după el și să spună, auzi, dar te rog frumos renunță la acele lucruri. Te rog frumos să renunță la acele bogății. Vin de tot ce ai și vin-o și urmează -mă. Și au fost unii care au căutat și nu au găsit. Pentru că, dragi mei, vreau să vă spun ceva. Tu dacă cauți și pui, tu pui condițiile cât privește mântuirea, tu niciodată nu ai să găsești. Condițiile nu le pui tu cât privește mântuirea. Condițiile le pune Dumnezeu. Condițiile sunt scrise în Scriptură și au fost unii oameni care au spus: E prea mult, e prea de tot. Deci au fost unii care au căutat și nu au găsit. Au fost unii care n-au căutat, unul ca Pavel, unul ca, ca oamenii Dumnezeu de-a lungul Scripturii care n-au căutat și într-o zi Dumnezeu le-a intersectat viața. Într-o zi Dumnezeu a venit și a zis: Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești, Doamne, dar cine ești? Păi eu sunt Isus pe care îl prigonești. Au fost oameni care n-au căutat. Au fost o perioadă în viața mea în care eu personal nu am căutat. Și Dumnezeu, datorită rugăciunilor părinților, datorită îndurării sale, m-a întors la el și m-a pus pe făgașul mântuirii. Mă rog în această dimineață, Doamne, binecuvântă Biserica Emanuel. Amen. Nu știu din ce categorie faci tu parte, dar o mântuire așa de mare de martu. Și au fost oameni, dragii mei, care au căutat și nu au găsit. Au fost oameni care au căutat și n-au găsit. Au fost oameni care au căutat și au găsit. Au fost oameni ca și Zacheu, se predica duminica trecută, care au căutat. Nu știu care sunt căutările tale. Dar o mântuire așa de mare. De aceea, în această dimineață, dragii mei, primul lucru care vreau să amintesc, dar înainte să mai intru, vreau să mai spun ceva despre această mântuire mare. Pentru că nu este chemare sub soare mai înălțătoare decât chemarea la mântuire. Nu este un lucru mai important și de asta Apostolul face această frumoasă afirmație. Dacă te uiți în epistolul în lui Pavel, lui Petru, în capitolul 1, spune despre prorocii care ne-au vestit despre Haru și despre suverenitatea lui Dumnezeu, au făcut din mântuirea aceasta, dragi mei, ținta cercetărilor lor și căutărilor lor stăruitoare. Vă dați seama, prorocii, oamenii lui Dumnezeu simpli, oamenii lui Dumnezeu sinceri, au stat înainte de Dumnezeu și au zis, tot vorbea Duhul Sfânt despre o salvare, despre o mântuire, despre un moment în care Dumnezeu va schimba istoria. Și atât de impresionat am fost de oamenii aceștia. Și atâta maturitate, deci gândiți-vă, promisiuni înalte, lucruri deosebite. Și la un moment dat tot Duhul Sfânt care le vorbea despre această mântuire, păi, păi nu privește generația voastră, va fi o altă generație. Nu-i harul acesta păstrat pentru voi. Dar ce m-a impresionat, dragii mei, că ei au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor. Au făcut o prioritate în viața lor din acest lucru. Mântuirea, așa de mare. Apoi, dragii mei, ce este important să înțelegem cât privește mântuirea și de ce este o mântuire așa de mare, pentru că ea are un început. Ea vorbește la. când vorbim despre mântuire, vorbim la timpul trecut. Dumnezeu ne-a mântuit în momentul în care și-a dat viața la Golgota. Apoi, mântuirea are valență, are uh, și la timpul prezent. Și apoi mântuirea. Are valență și la timpul viitor și Biblia vorbește despre un timp viitor în care noi vom intra în slavă și de aceea noi nu acceptăm ideea că odată ce ai, ai fost mântuit ești mântuit pentru totdeauna. Nu dragii mei, Biblia din potrivă ne spune duceți mântuirea voastră cu frică și cu tremur până la capăt. Deci noi nu acceptăm ideea că odată ce ai fost mântuit, odată ce te-ai predat lui Dumnezeu, nu trebuie apoi să te califici, să intri în școala lui Dumnezeu, să intri în voia și în planul lui Dumnezeu. Deci am vrut să punctez câteva lucruri cât privește mântuirea. Ar vrea să mai amintesc ceva despre Pavel, dragii mei, ca să... care e scopul mesajului meu, meu din această dimineață? Este să ne îndrăgostim mai mult de cer este să iubim mai mult această mântuire, să, să ne adâncim, pentru că, vedeți, evrei, la un 6, ne spune despre faptul că uh, Dumnezeu așteaptă lucruri care însoțesc mântuirea. Tu știi ce, ce te bucur când oameni care experimentează și uh, stau la dispoziția Lui Dumnezeu și trăiesc la un nivel, un alt nivel. Și el, în Evrei 6, acolo, ca primele versete, vorbește despre câteva lucruri în care oamenii pot cădea. Și apoi el vine și vorbește altei categorii și spune totuși de la voi aștept lucruri care însoțesc mântuirea. Adică aștept alte lucruri. Aștept alt nivel de gândire, aștept alt nivel de raportare, aștept alt nivel de relaționare față de oameni în jur și față de societatea în care trăiți. Aștept alte lucruri care însoțesc mântuirea. Și eu, ca și creștin asta de lucrul acesta sunt interesat. Care sunt lucrurile care însoțesc mântuirea. Dacă eu mi-am predat viața lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile care demonstrează că un om este mântuit? Care sunt lucrurile care denotă că cineva s-a întâlnit cu Dumnezeu? Și ne întrebăm uneori, oare sunt lucrurile caracteristice vieții noastre, lucrurile care însoțesc mântuirea? Dacă nu, în această dimineață să intrăm în noi, să privim în noi, cum spuneam mai devreme. Dragii mei, trei reacții. În această dimineață vreau să trec fugitiv care a fost reacția oamenilor. Spuneam că vreau să mai amintesc lucrul acesta despre Pavel. Răpit la al treilea cer. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nu știu de ce uneori trăim în atâta nesiguranță. Uneori venim la biserică, ne închinăm lui Dumnezeu, dăruim, citim Biblia și postim și uneori ne gândim atât de de, de rar ne gândim la faptul că există un cer există un iad există o veșnicie și Pavel a fost răpit în al treilea cer și în 1 Corinteni 12 acolo el spune nu știu dacă am fost în trup nu știu, Dumnezeu știe dar el spune am văzut lucruri acolo care nu se pot rosti cuvinte nu, prin cuvinte nu se, pot, nu se poate explica și nu găsesc cuvintele că aș denatura probabil ce am văzut acolo Pavel a fost răpit în al treilea cer o mântuire așa de mare, pentru că vreau să ți spun în această dimineață că nu există un alt lucru mai important în viața unui om. Ce ar folosi un om să, să, să câștige toată lumea dacă și ar pierde sufletul. Trei reacții, dragii mei, din cuvântul lui Dumnezeu la mântuirea aceasta așa de mare. Și Omul Dumnezeu când vorbește, vorbește și din punct de vedere profetic. Cred întotdeauna că reacția oamenilor a fost diferită. Și uite-te, el aduce câteva avertizări care ne, cred că ne sunt folositoare și nou. Omul lui Dumnezeu în capitolul 2 vorbește nu celor necredincioși, atenție. Sunt lucruri care ne pot, care ne pot afecta și pe noi credincioși. Și el spune, o prima avertizare, un început promițător. Dacă te uiți la avertizarea versetului 1, de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Și în versetul 2, el deja îți dă un exemplu. El, omul lui Dumnezeu, intră și spune, oameni buni, aveți grijă, că sunt mulți care au început calea lui Dumnezeu, sunt mulți care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu, dar oamenii aceștia mai devreme sau mai târziu. Au avut abateri, au avut neascultări, lucruri care apoi i-au costat apoi pe unii aproape toată viața. Uneori m-am gândit, dragii mei, personal, Doamne, de ce ai avut milă de David și de Saul? N-a mai fost nicio scăpare din Vechiul Testament. Pentru o simplă neascultare. David cade în păcat. David omoară pe trimite și dă o solie să urie să fie pus în, în locul cel mai greu al luptei. Și Dumnezeu are milă de David și de Saul nu mai are, nu mai este. Îi spune lui Samuel, nu te mai ruga pentru el, că l-am lepădat. Mă gândesc, dragii mei, uneori la noi, la viața noastră. este pericolului și avertizarea care omul lui Dumnezeu în fața acestei mântuiri așa de mare. Un început promițător. Dacă v-aș întreba pe fiecare, cum vedeați voi pocăința 10 ani în urmă? Sigur mi-ați spune în această dimineață, Samuel: păi adevărul era adevăr și minciuna era minciună. Da, era da și nu era nu. Și încet, încet, cu timpul asta vrea să ne spună uh, omului Dumnezeu, oameni buni, aveți grijă, pentru că orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă, o dreaptă răsplătire. Un început promițător. Vorbește Pavel celor din Galateni, capitolul 3, și spune la un moment dat, oameni buni, după ce ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți prin firea pământească. Adică este pericol, asta vrea să spună Pavel. Și asta vrea să ne avertizeze omului Dumnezeu în această dimineață. Este un pericol în fața acestei mântuiri așa de mare pe care Domnul Iisus ne-a dus o prin Domnul, Dumnezeu ne-a dat-o prin Domnul Iisus Hristos, este ca eu personal, cu timpul, cu timpul, să las standardul jos, cu timpul să nu mă țin de lucrurile care mi-au dat viață, de lucrurile care mă zidesc, de lucrurile care mi-aduc pace, de lucrurile care mi-aduc creștere spirituală. Și omul lui Dumnezeu spune, ai grijă că s-ar putea să te poți abate. La un dat, Biblia și spune și vorbește despre nimeni dintre voi să nu se abată de la harul lui Dumnezeu ca să aducă între voi un lăstar de amărăciune și mulți să fie întinați din acel lăstar de amărăciune. Deci este, este pericol să ne abatem, este pericolul ca să intrăm în neascultare. Și omul lui Dumnezeu vine și spune, ai grijă, ai grijă pentru că orice abatere și orice neascultare pe unii au plătit. Îl întreb, l-aș întreba astăzi pe Samson, Samson, dacă ai putea da timp înapoi, care ar fi lucrurile care nu le-ai mai fi făcut? El am dat, știți că afirmă, voi face ca și altă dată. Eu, eu vă întreb în această dimineață, oare nu sunt din, din, biserică oameni care spun, voi face ca și altă dată? Păi nu contează cum trăiesc, nu contează viața mea, nu contează umblarea mea, nu contează gândurile mele, nu contează relațiile pe care le am. Voi face ca și altă dată, voi cânta ca și altă dată, mă voi ruga ca și altă dată. Și nu mai coboare focul, nu mai simți prezența și acea, acel susur blând și subțire. Dragii mei, mai amintesc exemplul acesta și apoi vreau să merg mai departe. Spune, l-am dat despre pilda asemănătorului, despre acele patru categorii de oameni. Și spuneam de modul diferit de a înțelege, de a înțelege oamenii lucrurile. Și la un moment dat spune despre o categorie de oameni că ține până la o vreme. Așa sunt unii cu pocăința, până la o vreme. Când vine necazul, când vine ispita și apoi cad iarăși. Și apoi, dragii mei, vreau să mă imitez de soția lui Lot. Acolo Domnul Iisus când afirmă în Luca că aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Imaginea nevestei lui Lot este imaginea omului salvat, dragii mei, care la jumatea drumului, datorită neascultării și datorită unor rabate din viața lui, datorită faptului că lasă în viața lui să intre anumite lucruri care nu îi plac lui, nu-s plăcute lui Dumnezeu. Și nevasta lui Lot ne prezintă, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ea era la, probabil la jumatea drumului. Și la jumatea drumului, datorită lucrurile pe care erau în ea, și în inima ei, și gândurile pe care le avea, ea s-a întors înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, unii se așteaptă Dumnezeu să coboare standardul ca apoi să-i bage în împărăția lui Dumnezeu. Nu, dragii mei. Eu când spun că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să primeze în biserică, Biblia mie îmi spune că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. De ce crezi că Dumnezeu poate de dragul tău să coboare standardul și să facă o excepție cu tine? Că unii așa ar vrea. Face Dumnezeu o excepție cu mine. Nu, dragii mei. Eu vreau să vă spun, Domnul Iisus dă o pildă și spune despre acea nuntă în care o intrat și o chemat pe toți la nuntă. Și era acolo, un moment dat între invitați, cineva care nu avea haina de nuntă. Eu vă întreb, putea să se scuze stăpânul și să spună, bă, dar o intra de acum, lasă-l acolo înăuntru. Și spune, nu, nu, ăla cum o îndrăznit să, să, intre fără haina de nuntă, scoateți-l afară. Și acolo va fi plânsul și scrisnirea dinților. Nu așteaptă să coboare Dumnezeu cu standardele. Eu vă spun, dragii mei, Dumnezeu nu va coborâ. Și Dumnezeu nu coboară standardele, ci ne cheamă pe noi. Ne cheamă pe noi copiii săi să ne ridicăm la standardul cerut de El. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, dacă noi nu ne vom califica și 2 Petru, capitolul 1, spune acolo în versetul 11, 12 în jos, spune că în felul acesta vi se va da intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Și eu o întreb, dacă cineva nu ajunge la nivelul acela cerut de Petru acolo care el spune De aceea dați și voi toate silințele Și el spune acolo vreo șapte trepte care creștinul este chemat să urce Dacă cineva nu, 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 nu se maturizează să ajungă Oare vi se va, ni, ni se va da nouă intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu? Nu cred, nu cred dragii mei Și Domnul Iisus îl vede pe acela fără haine și spune scoate l afară un început promițător. Nevasta lui Lot este imaginea omului salvat din lume, dar care pe drumul vieții, uitați-vă, dragii mei, și când te căsătorești, sunt lucruri care nu le... Nu te gândești niciodată la ele și totuși se întâmplă accidente. Și totuși oamenii ajung în situații în care poate își lasă soția și își lasă soțul. De ce, dragii mei? Pentru că la timpul potrivit probabil n-au vegheat, au fost o abatere, a fost o neascultare, nu știm. Tot așa în relația noastră cu Dumnezeu. S-ar putea să fie un început bun și Dumnezeu se bucură de acel început bun. Dar Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să rămânem. Să rămânem la lucrurile pe care, cum spune aici, de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Al doilea lucru, dragii mei, care vreau să vorbesc, și asta este mai aproape de noi. Dacă la prima putem să spunem, ok, mă păstrez curat, Stau departe de ce este rău, stau departe de ceea ce poate să-mi afecteze sufletul și viața, datorită probabil principiilor pe care le ai. Dar al doilea lucru care aici omul Dumnezeu spune, versetul 3, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători, oamenii nepăsători. O mântuire așa de mare și totuși. Toate Dumnezeu a, a pregătit toate circumstanțele și pune toate circumstanțele, pune îngeri lui Dumnezeu, pune toate lucrurile ca tu să să lupi, să nu te poți dezvinovăți într-o zi. Și totuși, dragii mei, nu vi se pare ciudat? Totuși, reacția oamenilor, unii vor fi și sunt nepăsători. Cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători, față de o mântuire așa de mare de martori. M-am întrebat, dragii mei, meditând la acest pasaj și am zis, Doamne, totuși consider că nu toți sunt chemați să predice și accept gândul acesta. Nu toți poate sunt chemați să facă o slujbă în biserică. Ce vrei să ne spui prin asta? Ce înseamnă ca să nu stăm nepăsători? Dragii mei, noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, avem un mandat în această lume. Dincolo de de dimensiunea aceasta bisericească în care venim aici și ne încărcăm. Eu cred că fiecare avem o dimensiunea noastră unde muncim, unde ne trăim viața, unde ne, ne energiile, unde toate lucrurile pe care le facem în această lume. Și Dumnezeu spune: Cum poți să stai nepăsător față de cel care nu poate nu te cunoaște? Cum poți să stai nepăsător față de cel care n-a auzit? Cum poți să stai nepăsător față de cel care. Poate lucrează cu tine și, și nici nu știe că tu ești pocăit. Nici nu știe că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Datorită probabil glumelor și lucruri care nu, lucruri care nu mai fac diferența. În Amos, capitolul 6, cu 1, spune Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Dar de ce Amos? M-am uitat în capitolul 6 acolo și m-am uitat la conduita acestor oameni. Trăiau în aroganță. Trăiau într-o anumită siguranță pentru ziua de mâine nu le păsa de aproapele lor, nu erau gata să întindă mâna. Și am zis, Doamne, stai un pic, asta înseamnă nepăsare. Când cineva are nevoie, eu care am și Dumnezeu mi-a dat, să înseamnă să întinzi mâna. Înseamnă că atunci când cineva este jos, tu nu ești chemat să judeci, că s-ar putea în mâine tu să fii jos și celălalt să fie sus. Și nepăsare înseamnă să vezi nevoia și să nu întinzi mâna. Să vezi durerea și să nu pui umărul să vezi plânsul și să nu plângi împreună pe el, pentru că Biblia spune, plângeți cu cei care plâng. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Apoi Pavel îi vorbește lui Timotei și spune, la un dat, nu, nu fi nepăsător de darul pe care este în tine. Să mai intrăm și în latura slujirii, să intrăm și în latura în care Dumnezeu a investit poate ceva în tine, în vasul tău. Suntem azi la cina Domnului și ne aducem aminte de ceea ce a făcut El pentru noi. Aici eu mă simt, cred că lucrul acesta al nepăsării este lucrul cel mai comun nou Pentru că suntem nepăsători față de nevoile celor din jur Uneori o vorbă bună, uneori un zâmbet, uneori o ajutorare, uneori, uneori o rugăciune Uneori un mesaj care îl poți trimite unei persoane Apoi definiția, dragii mei, nepăsării este lipsă de grijă față de ce se petrece în jur Fără frământări Asta înseamnă nepăsare Și ultimul lucru, dragii mei, care vreau să zăbovesc un pic mai mult la el. Pentru că sunt oamenii care îmi plac. Sunt oamenii care întotdeauna m-am bucurat să-i am în preajma mea. Sunt oamenii care experimentează mântuirea. Dacă am văzut oamenii cu un început promițător, au început bine, îl vezi, domnule. Dar după un timp, că vedeți că și pocăința și viața omului, vedeți că în timp cineva a spus, bă, dăm 10 ani să mă gândesc. Și îl vedem după 10 ani și uneori te uiți după 10 ani, ce la unii nici nu ajunge 10 ani. Și îți că lucrul care ți-l-a spus la început, bă, dar stai un pic, dar tu erai acela care 5 ani mi-ai spus că rămâi credincioși și principii și omul cu timpul se schimbă. Al doua categorie am spus că sunt oamenii nepăsători, sunt oamenii care n-au -au, uh, 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 la baza vieților, nu n-au argumente solide probabil. N-au acele experiențe cu Dumnezeu Dar a treia categorie de oameni De care omul lui Dumnezeu spune în versetul 4 În timp ce Dumnezeu întărea Sunt oamenii Care experimentează Mântuirea lui Dumnezeu Și oamenii aceștia îmi plac Oamenii aceștia nu te plictisesc niciodată Oamenii aceștia se uită la încercările vieții Și el spune din Romani Acolo că eu socotesc Că suferințele din vremea de acum Vremea de acum și vremea viitoare când vorbim despre mântuire, vorbim acum aici și atunci și acolo. Și el spune, eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și așa gândesc oamenii aceia. Și spuneam că îmi place să stau în preajma lor. Oameni care experimentează mântuirea. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Și știți ce m-am gândit, dragii mei? Pe de o parte vor fi oamenii cu un început promițător, pe de o parte vor fi nepăsători, dar pe de altă parte, dragii mei, niciodată Dumnezeu de-a lungul istoriei nu, nu, nu a avut oameni și nu are oameni. Întotdeauna Dumnezeu a avut oameni ai Lui. În timp ce, deci în timp ce unii erau nepăsători, în timp ce unii nici nu erau interesați de anumite lucruri, în timp ce unii s-au depărtat de lucrurile care puteau să-ți dea pacea, lucrurile care puteau să-ți dea o siguranță, lucrurile care puteau să-ți dea un echilibru, în timp ce Dumnezeu veghea la oamenii sinceri, la oamenii care vor să le experimenteze pe Dumnezeu, la oamenii care merg înainte și să știe spre ce merge înainte. Oamenii care au experiențe cu Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu întărea ce? Mărturia lor. că m-am întrebat, Doamne, de ce, de ce nu mai sunt semne, puteri și felurite minuni? Și Dumnezeu mi-a zis, când meditam la acest lucru, pentru că la unii încă mărturia lor încă mărturia lor, încă lucrez la mărturia lor. Vedeți că aici omul lui Dumnezeu le pune într-o ordine, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor. Dacă tu nu ajungi la un anumit nivel, la nivelul mărturiei tale personale, în dimensiunea în care Dumnezeu te-a chemat, nu aștepta Dumnezeu să facă semne, puteri și feluri de minuni. Nu aștepta. Că Dumnezeu e încă poate la clasa întâi cu tine. Pe unii încă Dumnezeu trebuie să învețe limitele bunului simț. Știți că proverbele vorbește despre învățăturile de bun simț. Și încă nu au învățat lucrul acesta la nivel de vestimentație și aș putea să mă duc mai departe. Să salut și multe alte lucruri. Învățături de bun simț. Și Dumnezeu spune, băi, tu cer semne, puteri și felurite minuni. Dar eu încă sunt la clasa întâi cu tine. Tu n-ai înțeles încă ce înseamnă pocăința. Tu n-ai înțeles încă la ce te-am chemat eu, că nu trebuie să fie o piatră de poticnire pentru fratele tău, care e mai slab, poate. În timp ce Dumnezeu întărea ce? Mărturia lor. În timp ce Dumnezeu întărea viața lor, sufletul lor, ființa lor. Și apoi, dragii mei, Dumnezeu cu acei oameni trece la un alt nivel. Semne, puteri și felurite minuni. Glorie lui Dumnezeu în această dimineață. Pentru că eu nu, eu, nu, eu nu știu dacă noi nu ne dorim aceste lucruri. Eu cred că fiecare ne dorim. Eu cred că fiecare ne dorim la Emanuel Dumnezeu să lase semne, puteri și felurite minuni. Și apoi Duhul Sfânt să lase daruri, că așa spune și cu darurile Duhul Sfânt împărțite după voia sa. Îmi doresc la Emanuel. Eram recent în țară, înainte când mama s-a simțit, a început să se simtă rău și mi-a luat bilet și o trebuie să trec prin oraș, că avem acolo locuință și o trebuie să rezolv câteva lucruri. Să vedeți, dragii mei, spun asta, mă cunoașteți, nu cu scopul să scot ceva în relief. Să scot în relief că Dumnezeu încă vorbește și încă lucrează cu putere glorie lui Dumnezeu. Și am luat bilet în Oradea și trebuia să mă întâlnesc cu cineva, doar să stau de vorbă 5 minute să-mi dea ceva și apoi să mă duc în ale mele. Era undeva la ora jumate seara și a ajuns la locuința unde eram și la un moment dat văd că își, descalță, își dă jos încălțămintea și Duhul Sfânt vine la mintea mea, zic, vezi că tu nu mai Aveam biletul deja cumpărat la tren undeva la șapte jumate spre Botoșani. Ca să circul noaptea și nu zic eu, e foarte obositor. Și Duhul Sfânt vine la mine și îmi spune, vezi că persoana asta și-a dat încălțămintea jos, nu e o chestie de cinci minute. Vezi că trebuie să stai de vorbă. Și vezi că trebuie să renunți la bilet la, la tren. Și aici e o problemă serioasă. Am zis, Doamne, dar stai, -mi, stai un pic, că mama e în starea care e. Nu, tu trebuie să faci lucrul acesta. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin faptul că El și-a luat încălțămintea din picioare. Ce vreau să vă spun? Am stat de vorbă undeva la trei ori cu acea persoană. La un moment dat, cum știm noi, credincioșii, să luăm un cuvânt, să luăm Biblia și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a deschis acolo unde era nevoie. Și la un moment dat, persoana respectivă spune, bă, dar n-ai pus un semn în Biblie că stai în pic, stai în pic. Dar ia dă să vă, nu -ai, ai un semn în Biblie că, e prea, prea punct ochit, prea punct lovit. Și am zis, nu, nu, uite Biblia aici, n-am pus niciun semn. Este dovada faptului că Dumnezeu te iubește și are ceva pentru viața ta. O trebuie să stau trei ore, am luat un cuvânt care a fost da și amin. Și apoi ne-am rugat împreună și Dumnezeu a dat izbăvire glorie lui Dumnezeu. Ce vreau să spun, dragii mei? Pentru mine personal, m-a întărit foarte mult și mă întărește experiențele cu Dumnezeu. Semne, puteri și felurite minuni. Mă întreb ca biserică și mă întreb ca comunitate spre ce ne îndreptăm. Nu știm spre ce ne îndreptăm. Vorbesc cu păstori și spunem spre ce ne îndreptăm. Observați că este tendința a bisericilor să mergem spre laudă și închinare și să se elimine în anumite biserici rugăciunea. Și nu fac nicio aluzie. Dar observați că, că Biblia spune, Biblia, că eu de ce spun conduita noastră să rămână cuvântul Dumnezeu? Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și când biserica nu se mai roagă, dragii mei, poți să-mi cânți tu și două ore. Dar îmi spun alți păstori din alte biserici, nu știu ce le faceți voi acolo la Roma, dar biserica nu se mai roagă. Da, cântări voi e bună cât în cape. Și nu fac, repet, nu fac aluzie. Dar mă întreb spre ce ne îndreptăm. Observați că ne îndreptăm spre o schimbare de valori. Și eu cred că biserica este chemată să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu care ne dă viață, glorie lui Dumnezeu. Eu cred că suntem chemați să rămânem la lucrurile simple care ne-au dat pacea și liniștea și care ne-au dat acel echilibru spiritual și care sunt lucrurile acelea simple, smerenia, sfințenia, apropierea de Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, în această dimineață, foarte serios, care au fost și care sunt ultimele experiențe care le-ai avut cu Dumnezeu. Vreau să te întreb mai direct când e ultima dată când l-ai întrebat pe Dumnezeu cu privire la viața ta, l-am dat Biblia în Corintii foarte direct Pavel și spune ce știi tu nevastă că îți vei mântui soțul? Sau ce știi tu soțule dacă îți vei mântui soția? Deci, dragii mei, fiecare e responsabil pentru el înainte lui Dumnezeu. Eu pot influența soția, dar nu pot să, să, să se mântuiască. Știți că în Corint unii se botezau pentru rudele lor, și Pavel îi spune, oameni, nu e posibil așa ceva, fiecare decide pentru el și omul odată mort, dacă omul odată mort, în păcat, el în păcat, nu se mai poate face nimic după ce omul moare. Dar vreau să te întreb personal, pentru că am zis că vorbim despre sinceritate, care este opusul vicleniei. Vorbim despre faptul că Dumnezeu nu-i bucuros să vină o săptămână la adunare și apoi lunea să o încep cu răutate și cu toate celelalte lucruri. Nu-i bucuros Dumnezeu. Și vreau să întreb: Când a fost ultima ta experiență care l-a întrebat pe Dumnezeu cu privire la viața ta? Doamne, ca și psalmistul, oare eu merg pe calea veșniciei? Doamne, oare drumul vieții mele duce într-acolo pentru că Biblia spune că multe căi pot părea bune omului. Dar la urmă se văd că duc la moarte și la urmă uneori nu mai pot face nimic. Ar vrea să închei spunând. O ultimă întrebare. Care sunt lucrurile cu care te, care te -o preocupă perioada aceasta? Care sunt lucrurile care le urmărești perioada aceasta? Evrei aici atât de frumos, de aceea cu atât mai mult. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Cu ce lucruri te îndeletnicești? Care sunt lucrurile care te frământă? Care sunt lucrurile care te preocupă? Care sunt prioritățile tale? O mântuire așa de mare și eu pot să-mi dau un răspuns prin asta? Da, tu poți să-ți dai un răspuns. Pentru că aici omul lui Dumnezeu spune să rămânem la lucrurile acelea care este cuvântul lui Dumnezeu, care este părtășia cu frații, care este biserica, locul unde Dumnezeu mai ridică și mai mântuiește. Dar vreau să te întreb serios, care sunt lucrurile care te preocupă perioada aceasta? Cu ce lucruri te îndeletnicești? O mântuire așa de mare. Prorocii au făcut din această mântuire ținta cercetărilor și stăruinței lor stăruitoare. Ar vrea să închei în această dimineață rugându-L pe Domnul ca în această vreme de har, de libertate, Dumnezeu să pună în noi mai multă iubire de cer. Dumnezeu să pună mai în noi dorința de maturizare în care să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, eu din potrivă aș vrea să am lucrurile care însoțesc mântuirea, să las gunoaile, să las lucrurile alea începătoare. Știți că în evrei... 6 cu de aceea să lăsăm lucrurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților. Dar când, când, fraților, când vom mai vorbi despre lucrurile astea? Voi vedeți că încă suntem la lucrurile elementare, cum să facem, cum să ne comportăm, cum... și Biblia spune, lăsați-le, Mergeți la un alt nivel, cum ne-a vorbit fratele Ioade. Hai, hai să vorbim la un alt nivel, hai să urcăm, hai să-L cunoaștem pe Hristos mai mult, hai să-L punem pe Dumnezeu la progă. La un moment dat, Maliahi spune, puneți-mă astfel la încercare, zice Dumnezeu. Nu ai ca om, nu ai ca, 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 ca părinte, nu ai în casa ta. E bine, Malachi spune, puneți-mă astfel la încercare. Fica și un Iaco care spune, Doamne, dacă îmi vei da, îți voi da zece aparte. Și Maliahi spune, puneți-mă astfel la încercare, un Dumnezeu care dorește, dragii mei, să, să, să vorbească omului, să-i se să descopere omului, tineri dragi, puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Biblia atât de frumos aici spune că Dumnezeu își întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Eu asta îmi doresc la Emanuel, dragii mei, pentru ca să fie programe, să avem două... Două ore, nu sunt curios. Eu sunt aici, bucuros, când Dumnezeu își manifestă puterea, gloria lui Dumnezeu. Când Dumnezeu aprinde jertfa, când vezi că la jertfa cuiva începe să cineva să plângă. Dumnezeu vorbește bisericii, Dumnezeu vorbește oamenilor, ridică biserica, glorificat să fie Domnul. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. În această dimineață, vreau să închei rugându-L pe Domnul într-o vreme ca aceasta, să iubim mai mult cerul, să iubim mai mult veșnicia. Istoria se va încheia. Și vor fi și sunt două destinații. Nu va fi o cale și nu este o cale de mijloc. Nu este un loc neutru. Nu este, dragii mei, nu este. Unii ar vrea, că așa au fost pe pământ, ca Absalom, nici cu Dumnezeu și nici cu celălalt. Și a fost spânzurat între pământ și cer. Pentru că viața lui a fost nici cu pământul 100% și nici cu Dumnezeu. Oare credeți că în biserică nu unii tot așa sunt? Băi, eu vin la biserică să mă vadă tata și mama. Dar eu știu ce am în bagaj. Eu știu ce am în rupsacul care îl port în spate. Și viața lor e între cer și pământ. Acolo undeva la jumate. Și Absalom ne spune bine că a fost spânzurat între cer și pământ. Că așa a fost viața lui. O viață duplicitară. În fața acestei mari provocări, aș vrea să intri serios în tale și să rogi pe Dumnezeu, Doamne, vreau să cercetez viața mea. Ajunge cât am poate cercetat viața celor din... Nu, nu, vreau să cercetez viața mea. Eu nu vreau să vin la biserică degeaba, ci eu vreau să sfârșesc cu bine alergare.